1, 2, 3, start! Contrasens este un podcast ce explorează întrebări din științele sociale. Acest episod face parte din seria noastră de discuții cu activiste și activiști despre diferite forme de mișcări sociale sau organizații, serie pe care am numit-o Mișcări în Contrasens. Suntem Maria Martelli și Patty Murg. Și în episodul acesta vom vorbi despre protestele feministe organizate la începutul lunii martie și despre revendicările lor. În anul acesta, mișcarea feministă organizată sub hashtag-ul Mulțumesc pentru flori a publicat manifeste și poezii, a organizat dezbateri online și au avut loc 3 proteste publice în București, Cluj și Iași. Invitatele noastre sunt activiste feministe implicate în organizarea protestelor de anul acesta, iar episodul nostru este împărțit în 4 discuții, fiecare pe una dintre temele mari asupra cărora s-au făcut revendicări, de exemplu muncă, violență, sănătate și locuire. Așadar, în prima parte vom vorbi cu Anda Iorga și Carmen Radu despre muncă și formele pe care acest tip de muncă le îmbracă, despre violență, despre revendicări, despre care o să auziți mai departe. În a doua parte vom vorbi cu Georgiana Lican și Oana Ungureanu despre accesul femeilor la servicii de sănătate, despre dreptul la alegere și importanța accesului la terapie, dar și despre discriminările multiple ce apar în interacțiunile persoanelor rome, queer sau non-monogame cu personal medical și ginecologic. Iar în a treia parte vom discuta cu Nora Ugron despre importanța accesului la locuire decente și impedimentele ce apar în căutarea unei chirii sau unei locuințe sociale. Va fi un episod un pic lung, dar merită. Pentru că merităm. Soră, te caut să dansăm, să luptăm, să găsim celelalte surori care tac, care așteaptă, care murmură, care au nevoie de mai mult loc. Soră, te caut să facem loc pentru surorile noastre, din ce în ce mai multe. Povestim astăzi cu activiste feministe, cu Anda Iorga, care în același timp este membră a colectivei Urzica și a România Țara Muncii Ieftine, și cu Carmen, care este tot feministă activistă și activează la Asociația Front. Zic bine, mare? Asociația Front, da, și co-administratoarea paginii Feminist România. Pentru că s-a întâmplat această săptămână feministă, să-mi povestiți puțin ce s-a întâmplat pe 8 martie și mai specific în București, ce fel de manifestații au avut loc. Pe 8 martie am organizat un protest în fața guvernului, unde am dus toate temele din săptămâna feministă. Am citit manifestul și am subliniat problemele care se confruntă femeile pe cele 4 teme, violență, locuire, muncă și sănătate. Și am cântat un poem, un cântec punk feminist și a fost așa o atmosferă foarte activistă pentru noi, că noi facem asta în fiecare an și e destul de important să ne strângem. Și a fost și interesant că pe timpul pandemiei nu ne-am mai văzut așa la față de mult timp și am revăzut prietene, prieteni și a fost un prilej bun să ne dăm seama că trebuie să ne ținem împreună și mereu aproape. Anda, tu ai fost în București fără sau ai fost în Anglia? Nu, eu nu sunt în București, sunt în Canada. În Canada, scuze. Da. M-a prins pandemia aici și am rămas din ianuarie anul trecut. Eu sunt în grupul Mulțumesc pentru flori din 2018, cred, și m-am bucurat că anul ăsta ne-am împărțit cumva pe teme și pe subgrupuri. Cred că, Carmen, și tu poate vrei să completezi aici. Cred că am reușit să ieșim cu niște
fundamentări și cu niște revendicări foarte mișto făcând chestia asta în grupuri separate și după aia combinându-le în manifestul mare. Da, și eu cred că a ieșit poate cel mai complet manifest feminist pe care îl avem noi în istoria feminismului în România, cel puțin pe partea asta, 8 martie, că a fost mult mai complet față de ce am putut să facem anii anterior, unde ne concentram pe o singură temă. Dar acum, vorbind și la toate ședințele noastre de organizare, am realizat că avem foarte multe probleme și pare că toate sunt, adică nu că pare, toate sunt foarte grave și foarte urgente și nu le-am putut delimita. Și atunci am zis, ok, o să facem acest efort și încercăm să le abordăm pe toate. Eu cred că a ieșit o chestie foarte faină din perspectiva asta și cred că ne ajută să creăm și niște puncte, niște punți de colaborare pentru viitor. Am reușit să ieșim puțin din bula asta activistă. Cred că și celelalte grupuri sunt de acord, dar noi la muncă am reușit să organizăm o conferință pe muncă la care vă invităm. 20 martie, ora 6, o să avem o discuție despre muncă și dubla exploatare a femeilor, cu mai multe reprezentante de la sindicate, cu reprezentante de la Sex Work Call, ale lucrătoarelor sexuale, cu Eromnia, pentru a duce perspectiva feministă romă. Toată discuția va fi moderată de Oana Uiorean, care e și ea membră la România Țara Muncii Ieftine și la colectiva Urzica, așa că sperăm că o să iasă ceva super mișto. Și să fie și îngrijitoare. Da, îngrijitoarele da. De la Drept pentru Îngrijire, îngrijitoare românce care lucrează în Austria, care îngrijesc da. Bătrânii acolo. Da, și mie mi se pare important că am reușit să creăm aceste punți de comunicare, să ieșim un pic din activism și să intrăm și pe partea de sindicate și organizații de femei care lucrează la firul ierbii. E foarte important să nu rămânem doar în bula noastră, cumva câteodată prea academică. Da, și noi asta am încercat să subliniem în manifestul pe care l-am dezvoltat la muncă și din care am inclus revendicări și justificări în manifestul mare. Faptul că ne-am dat seama că pentru prima oară, pandemia a fost cea care a forțat puțin societatea și statul și lumea afacerilor să recunoască că economia nu funcționează pur și simplu așa, datorită pieței libere cu mâna invizibilă și nu funcționează din cauza datorită investitorilor, ci se bazează foarte puternic pe mână de lucru ieftină, exploatată și invizibilă a lucrătorilor esențiali din prima linie și, cum știm, majoritatea lor sunt femei. Pe lângă asta, ele fac majoritatea muncii domestice. Am impresia că una dintre statisticile pe care le-ai subliniat tu, Carmen, a fost că în România 75% din munca domestică zilnică, toată munca asta de a reproduce capitalul, pe lângă munca de producție în capital, e făcută de femei și ce am făcut noi în manifest, am cerut un fel de recunoaștere că florile de 8 martie și aplauzele, vorbele de recunoștință pentru lucrătoarele esențiale ar trebui să fie însoțite de niște măsuri foarte concrete pentru protejarea lor și protejarea celor care se află în grija lor, mai ales acum în plină pandemie, când ele muncesc în beneficiul nostru al tuturor. Și am vrut cumva să subliniem că austeritatea și alte politici neoliberale, cum ar fi eliminarea contractelor colective de muncă și eliminarea sindicalizării și menținerea salariului minim cât mai jos, împreună cu privatizarea bunurilor, a serviciilor publice, astea sunt chestiile care ne-au adus în situația economică în care ne aflăm acum, în care și muncitoare și muncitori sunt zilnic exploatați pe salarii pe care abia își permit supraviețuirea și aici, acasă, și în străinătate.
Și pe lângă astea am vrut cumva să recunoaștem și acest autoritarism patriarhal al statului, care este evidențiat de faptul că anumite munci nu sunt recunoscute ca munci, cum e munca domestică, de exemplu, și alte munci pe care le fac preponderent femeile sunt criminalizate, cum e munca sexuală, de exemplu. Și toate lucrurile astea combinate, credem noi că ajung să afecteze într-un mod disproporționat femeile. Da, e foarte frumos cum v-ați organizat anul ăsta cu fiecare temă foarte precisă. Vreau să întreb pe, aveți la muncă, de exemplu, aveți revendicări pentru fiecare, de exemplu, ai spus de munca domestică și de munca lucrătoarelor sexuale? Am împărțit un pic revendicările gândindu-ne și la partea de muncă domestică și la partea de muncă esențială. Și bineînțeles că cerem decriminalizarea prostituției pentru ca lucrătoarele sexuale să fie protejate, să aibă acces la protecție, ajutoare și beneficii sociale și să fie protejate de abuzurile poliției, că amenziile și violența pe care o suferă din cauza poliției sunt foarte greu de dus. Și cele lucrătoare sexuale care sunt în stradă, cel mai adesea femei trans, femei rome, sunt cele mai vulnerabile. Și clar, asta este o revendicare foarte importantă, ca munca sexuală să fie decriminalizată și să fie recunoscută ca muncă, pentru a proteja aceste categorii de femei care sunt printre cele mai vulnerabile dintre noi. Pe partea de muncă domestică, ne-am gândit că instituția trebuie să conștientizeze că femeile fac această muncă și să ușureze munca lor și, bineînțeles, să și aibă măsuri proactive prin care să implice și bărbații munca asta și ne-am gândit să fie acordate subvenții pentru mamele copii care sunt, de exemplu, înscriși la creșteri și grădinițe care s-au închis pe timpul pandemiei ca să compenseze această muncă de îngrijire. Mamele singure, mai ales, sunt o categorie foarte vulnerabilă. Să crească, de exemplu, am gândit la concediul acela de maternitate care se dă în primele zile de naștere a copilului. Este o discrepanță foarte mare între femei și bărbați. Femei la 126 de zile, deci nu vorbim de concediu de creștere a copilului care poate fi până la 2 ani și poate fi accesat de oricare dintre cei doi. Vorbim de concediu acela de maternitate, care este 126 de zile pentru femei și doar de 5 zile pentru bărbați, ceea ce este o discrepanță foarte mare și arată că, de fapt, eu de la sine înțeles că doar femeile trebuie să ocupe de nou născut, ceea ce e total incorrect. Și ne-am gândit la fel pentru copiii care au părinți sunt în șomaj din cauza pandemiei să solicităm niște alocații suplimentare, pentru că este foarte greu. Sărăcia afectează, în primul rând, și copiii și este foarte greu să se descurce, mai ales pentru pandemiei și mai ales că știm că femeile au rămas cel mai mult șomere în timpul pandemiei și a fost surprinzător pentru noi să aflăm când am făcut cercetarea pentru datelor pentru acest manifest. N-a fost surprinzător, dar a fost surprinzător să aflăm poate procentajul că numărul șomerilor a crescut în timp ce numărul bărbaților șomeri a scăzut în timpul pandemiei, surprinzător. Da, cam asta a fost cerințele noastre. Am încercat să îmbinăm și partea de muncă esențială, adică să cerem creșterea salariului minim, să cerem corelarea lui cu cojul de consum și partea asta de muncă domestică, să fie protejate femeile și să li se recunoască munca. De exemplu, la Cluj, că ai spus de șomaj, știu că la un moment dat a venit cineva de la ProTV și a întrebat dacă cineva de aici este afectat de șomaj și am uitat una la alta, da, ca multă lume, adică nu e ca și cum suntem două, trei afectate de șomaj, ci suntem și noi plus și alte prietene care sunt afectate. Și era așa foarte serios, wow! Da, pare că multă lume a fost afectată de șomaj, a fost șomaj tehnic, a fost șomaj din ăsta, adică salarii scăzute, uh-huh. Și noi am pățit la fel și cred că multă lume dintre noi, dar ramurile astea economice în care lucrează femeile majoritar au fost cel mai lovite și de aici și creșterea șomajului pentru femei. Voiam doar să zic că am ajuns la înțelegerea aceasta a situației de acum, activând totuși pe partea asta de drepturile muncii,
Noi la România Țara Muncii Ieftine, la Rotmi, am pornit a face un pic de monitorizare a legilor, a politicilor publice, a discursurilor politicienilor, a jurnaliștilor, influencerilor, tuturor celor care au putere de a influența opinia publică, dar mai ales viețile noastre. Și am pornit cu ideea de a ne organiza puțin colectiv în solidaritate și în complicitate cu cei și cele care se zbat pentru un trai decent. Ne-am gândit în primul rând când au început să apară primele știri despre ce se întâmplă cu lucrătoarele și lucrătorii români din străinătate și în România, ne-am gândit în primul rând, ok, când ne gândim la muncitori și muncitoare esențiale, despre cine vorbim, cine sunt sunt oamenii ăștia care se spart pentru un trai decent. Și am creat chiar o listă care probabil nu este exhaustivă, se poate adăuga la ea, dar încercăm să ne uităm la categorii cât mai variate, care de obicei ne ies din minte. Nu ne gândim foarte des la gropari, de exemplu, nu ne gândim foarte des la textiliere, la casiere, la strungari care lucrează pe salarii de nimic. Înainte de pandemia asta, nu ne-am gândit aproape deloc în România la sezonierii din agricultură și la îngrijitoarele care nu au avut niciodată un contract de muncă legal, nici în România, nici în altă parte. Nu ne-am gândit la angajații din asistența socială, din educație, din sănătate, din transport, care au fost pur și simplu sacrificați la fiecare cură de austeritate. A devenit evidentă hărțuirea sexuală, hărțuirea pe care o îndură lucrătoarele sexuale la mâna poliției din cauza faptului că munca sexuală este în continuare criminalizată în România. Iar în revendicările pe care le-am inclus în manifest au fost practic de la lucrătoare sexuale și direct revendicările lor. Ne-am gândit apoi la tinerele din call center-uri și reprezentanții de vânzări care lucrează în condiții de epuizare, manipulați și fără niciun fel de drept de sindicalizare. Ne-am gândit și la părinți, în special mamele care își cresc copiii, viitoarea forță de muncă ieftină, cu foarte, foarte puțină susținere de la stat în România. Și care fac muncă domestică de 10 de ani, nici măcar ieftin, ci pe gratis. Și bineînțeles, nu am vrea să uităm categoria vârstnicilor, care după o viață de muncă grea primesc niște pensii mizere, din care abia pot să-și cumpere de mâncare. Și ca să... Ok, te gândești la toți oamenii ăștia care avem de suferit, da? Dar trebuie să identificăm și să știm și cine sunt cei care se opun creșterii veniturilor și politicilor de solidaritate în România. Și aici ne-am uitat, la Rotmi ne-am uitat la cine profită, la grupurile corporatiste care și-au transferat în paradisuri fiscale profiturile groase făcute pe munca ieftină a altora. Ne-am uitat la politicieni care sunt manevrați de grupuri de interese și din mediul de afaceri, cum e, de exemplu, infamoasa Coaliția pentru Dezvoltarea României, care are o putere extraordinară și urechea tuturor guvernelor, mai ales a guvernelor de dreapta din România, care ajunge să scrie proiecte de lege care mai târziu sunt implementate. Ne-am uitat, bineînțeles, și la generațiile vechi și noi, ori de apologeți, ori de implementatori direct ai austerității din guverne și din instituțiile statului, din Banca Națională, din patronate. Deci ăștia sunt oamenii care profită de pe modelul ăsta de subdezvoltare de România, Țara Muncii Ieftine. Și ce am decis să cerem de mai bine de un an de zile, nu e nimic radical din punctul meu de vedere. Chestii absolut de bun simț, chestii cu care cred că suntem cu toate și cu toții de acord ca societate. Vrem pur și simplu să nu mai fim țara muncii ieftine și a profitului rapid. Vrem să schimbăm acest model de dezvoltare și suntem anticapitaliste asumat, pentru că
neoliberalismul, pe date vorbind, deci nu, să nu e o discuție ideologică aici, dar pe date servește numai și numai intereselor capitalului. Noi producem îndrace în România, suntem printre cei mai ieftini muncitori din UE, ne rupem cârca pe niște salarii de nimic, fără niciun fel de protecție la locul de muncă, fără sindicalizare, numai și numai pentru profitul patronilor a capitalului. Iar la noi ajung niște fărmituri. Și în logica asta suntem toate și toți forțați să recunoaștem că singura soluție la problemele noastre, un fel de scop ultim, așa, este înlocuirea capitalismului cu un sistem just, corect, în care nu există exploatarea unora pentru profitul altora. Și cu scopul ăsta în minte la Rotmi și la Urzica, noi facem practic critică și agitație politică, pentru că credem că ar trebui să ne susținem reciproc și să milităm împreună pentru salarii decente, taxare progresivă, organizare și negociere colectivă, locuri de muncă sigure, educație de calitate, deci niște chestii de super bun simț și super de bază. Și nu știu dacă îmi permiteți, aș vrea să mă folosesc de oportunitatea asta să invităm pe toată lumea care ne ascultă și care e de acord cu aceste propuneri deloc radicale, ci așa un minim de decență, să ne scrie pe pagină, să ne lase un comentariu, un mesaj, dacă vor să se alăture, să strângem rândurile. Și în esență, dacă mai dați voie un minut, sau pot să mă opresc aici. Nu te putem opri, Anda. Nu, cine te poate opri, te rugăm. Pentru că am vrut să vorbesc puțin despre ce am făcut până acum. Pentru că astea sunt lucrurile care ne informează nouă și lupta feministă, știi? Deci asta aducem noi ca Rotmi la masă când ne alăturăm organizării hashtag mulțumesc pentru flori. Deci pe lângă monitorizarea legislației muncii în România și la nivel de UE și pe lângă petiții pentru acele cere salarii decente și măsuri de protecție la locul de muncă pentru lucrătoarele și lucrătorii esențiali, dar nu numai. Și pe lângă taxarea discursurilor anti-muncitori și anti-săraci ale politicienilor, că sunteți foarte familiare probabil cu discursul ministrei muncii anti-săraci, și pe lângă critica patronatele și monstrul ăsta, Coaliția pentru Dezvoltarea României, noi susținem de asemenea anumite propuneri ale sindicatelor, facem un pic de acțiune directă când putem, cel puțin în pandemie, colegi din Rotmi au asigurat transportul unui muncitor care suferise un accident de muncă în agricultură pentru că a fost abandonat de ministra muncii, Alexandru. Și ne solidarizăm internațional, suntem internațional și național pe unde putem, deci pe lângă activitatea asta de 8 martie, practic, mulțumesc pentru flori, în trecut am lucrat cu Mahala, comunitatea lucrătorilor militanți, cu Drept pentru Îngrijire în Austria, cu sindicatul anarhist FAU în Germania. Și cu asta am să închei, mai am o singură chestie de care vreau să vorbesc. Noi la Rotmi și Urzica avem un fond de întrajutorare la care aș vrea să vă invităm să participați. Din fondul ăsta de întrajutorare noi susținem diferite nevoi ale organizațiilor tovarășe sau direct ale muncitoarelor și muncitorilor cu care suntem în contact. Și adevărul e că avem nevoie de bani ca să facem asta și avem nevoie de cât mai multe persoane să se alăture. De-aia ăsta e practic și un apel să ne contactați direct pe pagină sau personal, să intrăm în contact și dacă puteți să ne și susțineți. Da, clar, o să dăm mesajul mai departe și pe Contrasens eventual când o să lansăm episodul și vreau să zic că ai povestit foarte frumos tot acest demers și că toată munca pe care o faceți atât la Urzica cât și pe partea de mulțumesc pentru flori este foarte valoroasă și clar ajută foarte mult. Și aș trece acum ușor spre subiectul violenței, mai ales pentru că știm toate
Din păcate, lucrurile s-au cam răutățit pentru toate, violența, din păcate, a crescut, dar cred că Carmen știe mai multe detalii despre acest lucru și aș întreba-o ce fel de probleme sau revendicări sunt pe această parte. Clar, violența a crescut în timpul pandemiei. Ea era oricum subraportată și înainte, pentru că femeile nu au încredere în instituții. În pandemie a crescut cam cu 18-19% din datele care există. Ce a fost oarecum, adică total dezorganizare să dai niște măsuri de carantinare și să te gândești că sunt femei care sunt închise în case cu agresorul și să nu iei chestia asta în considerare și să nu pui în, nu știu, în partea asta de aplicare sau să informezi poliția sau să ne informeze pe noi toate ce putem să facem dacă suntem închise în casă cu un agresor. Pentru că nu, da, a fost pur și simplu, a venit pandemia peste noi și gata, lockdown și atât. Nu s-a luat deloc în considerare că femeile au nevoi diverse, că sunt aceste cazuri tragice în care suntem închise în casă cu agresorii și ce facem în cazurile astea. Statul nu s-a gândit să finanțeze ONG-urile care oferă astfel de suport, a lipsit cu desăvârșire din planurile lor. Practic suntem lăsate la o parte, suntem la periferia intereselor politice, noi femeile în orice criză, din păcate, și tocmai de asta am vrut să atragem atenția că femeile sunt cele mai afectate de pandemie. Nu au fost alocate fonduri publice pentru centre de criză sau de servicii de consiliere și suport pentru victimele violențe domestice. Accesul la justiție a fost foarte îngreunat pentru că nu s-a mai putut merge la judecătorie ca să obții ordin de protecție. Și atunci s-a mutat online și totuși sunt multe categorii de femei care nu au acces la online, da? Că poate sunt mediul rural, poate nu au internet, poate nu au electricitate, poate nu știu să scrie. Adică trebuie să luăm în considerare toate nevoile tuturor femeilor, poate nu au imprimante, poate nu au laptopuri, poate nu au calculatoare. Și practic a fost un obstacol în accesul la justiție și femeile nu au mai putut accesa nici măcar în acest instrument legal care era la dispoziția lor. Au fost suspendate sau au încetat activitatea serviciilor sociale și nu au practic nici măcar instituție care funcționează înainte, să zicem, de GSPC-urile sau și ele au avut efectiv redus și au funcționat mult mai prost. Da, adică s-au întâmplat toate foarte repede, înțelegem că e o criză și că poate nimeni nu este pregătit pentru asta, dar nici măcar nu organizațiile de drepturile femeilor nu au fost întrebate, au fost luate în calcul, a trebuit să le cerem noi lucruri, nu am fost băgate în seamă, inclusiv atitudinea poliției sau atitudinea judecătorilor, polițiștilor, procurorilor era problematică și înainte de pandemie, dar și acum practic a scos la iveală pandemia atitudinea lor rasiste, sexiste, transfobe. Noi cerem, revendicările noastre merg foarte mult pe partea asta de formarea personalului din poliție și din justiție să înțeleagă specificitatea violenței de gen. Este o violență comisă de bărbați împotriva femeilor, să nu ne mai răspundă batjocoritor și sexist, să ne creadă când le povestim ce pățim, să ne trimită acasă cu agresorul. Practic e nevoie de formare continuă.
ca să înțeleagă conceptele astea. Când zici identitate, când zici identitate de gen sau când zici violență de gen, să știe la ce se referă. Și mai cerem servicii psihologice pentru agresori, pentru că de multe ori vorbim doar despre femei și despre femei ca victime, dar nu vorbim despre bărbați ca agresori și nu facem nimic să-i reabilităm, adică să înțeleagă de ce fac asta și să fie obligați la consiliere psihologică și să rupem puțin cercul ăsta al violenței, pentru că dacă nu există educație pentru egalitatea de gen în școli și nu există educație pentru sexuală în școli și copiii nu învață noțiuni din asta de bază despre ce înseamnă egalitatea de gen, respectul în cuplu, este foarte greu să aduci schimbare socială. Și atunci, cerem instituțiilor să fie mai proactive, adică să facă ele, ok, nu există la nivelul societății, dar haideți voi ca instituții, voi sunteți prima linie acolo cu femeile care vin să vorbească cu voi. Și este foarte greu dacă nu sunt formați. Trebuie proceduri de intervenție în cazuri de violență domestică atunci când victima sau agresorul sunt infectați cu COVID. Trebuie să avem o gestionare specifică a agresiunii sexuale cu victime minore. Există o mare, mare, mare lacune în felul în care DGSPC și poliția intervin în astfel de cazuri. Adică sunt fetele minore care sunt între, să zicem, 14 și 18 ani sau 13-18 ani. Este așa că pare că nu mai sunt copii, dar nu sunt nici adulte și este un vid din ăsta, nu știu cum să intervină, sunt blamate. Știți prea bine că au fost în investigații jurnalistice care arătau că judecătorii le spuneau fetițelor de 90 ani că s-au îmbrăcat sumar și că au provocat agresori, este inadmisibil. Și partea asta de violență sexuală în cadrul familiei cu minori a crescut destul de mult în pandemie. Nu au mai existat, ne mai mergând la școală, fetițele nici măcar nu puteau să transmită semnale către profesori sau educatori sau învățători care să identifice cumva abuz sexual și atunci au rămas în casă și sunt drame care se întâmplă și este foarte greu ca poliția să intervină și atunci când o fac intervin foarte prost din punctul de vedere și ca și mecanisme de intervenție, că trebuie să cheme un reprezentant al DGSP, celălalt protecție copilului și nu o fac, trebuie să vină în tandem acolo, sunt niște specificități, faptul că e violență sexuală e deja foarte grav, faptul că sunt minore e deja foarte grav și pur și simplu nu știu cum să intervină. Este nevoie de formare, este nevoie de finanțare, este nevoie de brățări electronice pentru a monitoriza agresorii. Știm clar că sunt femei care obțin ordine de protecție și totuși sunt la mâna agresorilor pentru că poliția nu îi poate monitoriza. Cerem clar adoptarea legislației cu privire la brățări electronice care este blocată în Parlament. Au fost proteste inclusiv săptămâna aceasta în București cerând lucrul ăsta. Da, cam acestea. Sunt foarte multe probleme și puține rezolvări. Da, e punctat foarte bine și partea aceasta de în care, oricum, chiar și victimele, dacă trec printr-un eveniment traumatic, tot ele sunt de cele mai multe ori blamate. Și aia vreau să mă întreb spre final dacă simțiți sau credeți că ar putea fi ceva acțiuni care să stope. Deși știu că e o întrebare destul de grea asta, e destul de, chiar și eu nu știu răspunsul, dar vă pun așa retoric, dacă credeți că există vreo acțiune sau acțiuni colective care ar putea să ajute într-o oarecare măsură, cel puțin în România, să schimbe puțin demersul, pentru că la fel cum ați povestit amândouă, sunt mai multe cauze care se intercalează și care ne afectează pe mai multe paliere și e ok, dacă nu aveți răspuns, chiar nu trebuie să... Da, pentru mine cel mai important e partea asta de educație, pentru că nu putem schimba mentalități și nu putem schimba stereotipul ăsta că femeia și-o merită sau a făcut ea ceva sau dacă nu schimbăm un pic și conversația și felul în care ne raportăm la ce înseamnă să fii femeie, ce înseamnă să fii bărbat, de ce avem aceste, nu știu, de ce vrem să controlăm sexualitatea femeilor, de ce vrem să le vedem îmbrăcate într-un anumit fel și chestia aia să însemne ceva. De ce avem dublu standard? Și lucrurile astea se fac prin educație. Din păcate, în școlile din România nu există și asta trebuie să înceapă și din socializarea asta timpurie.
că învățăm ce înseamnă genul, învățăm ce înseamnă să fii femeie și ce înseamnă să fii bărbat, de când suntem mici, învățăm văzându-i pe ceilalți, învățăm auzind, învățăm din filme, din pe net, de oriunde, învățăm prost, asta este problema și pare că, nu știu, fac activism de 10 ani și pare că nu mai am răbdare, adică pare că nu se schimbă lucrurile, deși se schimbă, dar sunt foarte încet, dar probabil că eu vreau mai mult mai repede. Și este foarte, foarte grav că Ministerul Educației blochează orice reforme în sensul ăsta. Adică noi ca și ONG-uri pe drepturile femeilor, cerem, nu știu, le trimitem scrisori aproape anual să includă în curicula școlară și educația sexuală și educația pentru egalitate de gen. Există expertiză în domeniul ăsta, există bune practici în alte țări, există manuale deja făcute de ONG-uri. Parcă, nu știu, invităm, haide, luați-ne și folosiți-ne expertiza și nu se întâmplă nimic și n-am avut niciodată un dialog ok cu cei de la Ministerul Educației, foarte închistați și e foarte, foarte greu să lucrăm cu ei, mai ales într-o țară pentru care educația nu înseamnă nimic dacă ne raportăm la cât de puțin e bugetată și că anul ăsta a primit cel mai mic buget din istoria recentă a României, nu ai cum să subfinanțezi în halul ăsta ceva ce îți asigură practic inclusiv forța de muncă, adică nici măcar nu se gândesc la asta, ok, hai că suntem capitaliști și vrem să ne creștem copiii productivi, dar hai să-i și educăm, nu? Da, este foarte, partea asta cel mai trist, cea mai tristă pentru mine, lipsa de educație. Pe lângă ce a zis Carmen, cu care sunt de acord, lipsa de educație e o problemă foarte mare. Lentila prin care privesc eu lucrurile este la bază anticapitalistă și cred că am menționat deja destule lucruri, destule motive pentru care mă uit la lume cu lentila asta, dar în special la capitolul soluții, eu am ajuns și mă rog, cred că reprezint aici și poziția noastră la Rotmi și la Urzica, am ajuns la concluzia că fără o organizare pentru independență financiară a femeilor, nu vom reuși să ieșim din cercurile astea de violență. Și știu că există inițiative acum care încearcă să ne protejeze. Carmen a și menționat în manifest a fost inclus una dintre inițiativele astea fiind plățările electronice. Eu mă uit la chestia asta cumva dintr-o perspectivă anti-autoritară, anticarcerală. Nu cred că o să reușească să ne salveze măsurile astea super punctuale. Cred că avem, pe lângă ce a zis Carmen despre educație, avem nevoie în primul și în primul rând de independență financiară, să putem să ne extragem din situații violente, să avem niște suporturi foarte puternice de la stat ca să facem chestia asta, că se numesc adăposturi de urgență, din nou o măsură pe care care e destul de punctuală și nu rezolvă problema pe termen lung, ci mai degrabă am putea să ne uităm la problemele adevărate ale locuirii și motivul pentru care femeile nu pot pleca din relațiile astea abuzive, care au de foarte mult, de cele mai multe ori de a face cu faptul că nu își pot permite să locuiască singure, să locuiască împreună cu copiilor, pentru că știm că femeile nu, în general, tind să nu plece din relații chiar și abuzive, dacă nu își pot lua copiii cu ele. Deci de aia soluțiile pe care le văd eu până când ajungem să înlocuim acest sistem cu altul mai just, sunt chestii de genul suporturi puternice de la stat, inclusiv pe partea asta de drepturi în muncă, de sindicalizare, de negociere colectivă, de orice ne permite să ne organizăm cumva între noi și să putem să plecăm din aceste relații abuzive. Da, da, foarte frumos. Adică e foarte trist, da, ați povestit foarte frumos tot ce era de punctat aici. Da, nu putem să plecăm fără să amintim guvernul misogin, cel mai misogin din istoria recentă a României și aproape cel mai misogin din Europa. Da, e o singură
femeie ministră care să vină la masa deciziilor, iarăși arată cât de departe suntem de, nu știu, să ne intereseze de fapt ce se întâmplă cu femeile și să și vrem să facem ceva pe partea asta. Și e destul de dezamăgitor că mulți oameni aveau așteptări de la, nu, eu nu le împărtășeam, dar mulți oameni le împărtășesc, dar aveau așteptări de la acest guvern, din păcate. Și pe lângă faptul că e o singură femeie în guvernul ăsta, acea femeie este Raluca Turcan, care nu are, din punctul meu de vedere, nu are absolut niciun contact cu realitatea din România. Nu cred că a ieșit din București, să fiu sinceră, și din București, din cartierele alea bogate, pentru că e absolut absurd tu să încerci să-ți construiești profilul ministerului pe vânătoarea asistaților sociali, acei 165.000 de oameni care primesc undeva la 143 de lei pe lună, și asta numim asistență socială. Nu știu, pe mine mă dezgustă profund războiul pe care de fapt nu l-a pornit ea doar l-a intensificat. Violeta Alexandru era absolut la fel din punctul ăsta de vedere, doar că nu așa vocală și nu-și făcuse cal de bătaie din chestia asta. Dar da, sunt de acord cu ce zice Carmen, atâta timp cât reprezentarea femeilor în politică rămâne la nivelul ăsta de, cred că e 29% acum, nu, scuze, cred că e 19% acum în Parlament și undeva pe la 5% în administrația locală, la nivel de primării și consilii locale și județene. Eu nu cred că ai cum să vii și să vii la masă și să reprezinți interesele femeilor fără să ai niște oameni acolo cu niște experiențe trăite. Și aplic asta nu doar când vine vorba de femei, și când vine vorba de orice categorie. Adică nu cred că cineva ar putea să facă legislație de susținere a femeilor dacă nu include femeile. Deci cred că astea sunt niște lupte de politici publice în special, și ăsta este domeniul pe care îl știu cel mai bine, că activez în el din 2010, asta fac, din asta mănânc, fără experiența trăită a oamenilor direct afectați de măsuri, nu ajungem niciunde. Da, plus că circula acum câteva zile, mi-au amintit în timp ce povesteați, circula, nu știu, o știre sau cel puțin chiar înainte de protest, era o știre cum că în România... cum se numește, că nu e așa o diferență foarte mare între salariile bărbaților și ale femeilor, între venituri, ci că este printre cele mai mici în Europa, și mi s-a părut așa foarte total opus cu realitatea, cu ce trăiesc femeile și cu ce se întâmplă acum în pandemie. Asta este o chestie adevărată, dar asta subliniază faptul că avem așa de mulți oameni care lucrează pe salariu minim, pe salariu minim care e o batjocură, nu este mai puțin de jumătate din cât a fost calculat coșul minim pentru un trai decent. Salariul minim afectează la fel de mult femeile și bărbații, în sensul că în jur de 1,6 milioane de contracte individuale de muncă, cred că asta a fost știrea săptămâna trecută, 1,6 milioane de contracte individuale de muncă sunt încheiate pe salariu minim. Deci această politică de austeritate neoliberală care vrea să ne mențină în această subdezvoltare, normal că împinge ca toată lumea să fie ținută pe salarii cât mai mici. Au fost propuneri chiar de eliminarea salariului minim, care sper să fie una din, dacă o mai aduce cineva în discuție, să fie una dintre chestiile la care ne galvanizează în sfârșit ca societate și ne face să punem mâna pe furci. Dar celălalt lucru pe care vreau să-l subliniez e că în domeniile în care salariul este menținut intenționat la nivelul cel mai mic posibil, cum e comercializarea de alimente, sau mă rog, comercializarea în general, deci supermarketuri, mega store-uri, mega magazine, chestii de astea, la fel și cu chestii... în domeniul curățeniei, de exemplu, sau în domeniul salubrității, sau în domeniul asistenței sociale, sau în toate domeniile astea în care, în general, salariile sunt foarte, foarte mici, femeile sunt
reprezentate în aceste domenii. Deci pe noi nu ne încălzește că, nu știu, o managera de la o companie mare de IT are același salariu cu managera de la o companie de la Procter & Gamble România sau ceva de genul ăsta. Nu ne încălzește cu absolut nimic că nu există o diferență de plată între bărbați și femei la nivelul ăsta de management. Nu sunt femeile pentru care cred eu că ar trebui să ne luptăm în primul și în primul rând. Și pentru femeile care sunt în pozițiile astea, în care trebuie să accepte joburi pe salariu minim, în domenii în care sunt suprareprezentate. Eu așa îmi explic această statistică de care zici tu. Vreau să adaug că, deși pare, da, ok, statistic, diferențele de salarizare pe același tip de job în România între femei și bărbați nu sunt atât de mari față de țările din vest, dar nu se vorbește că diferențe, adică pare că gata, femeile și bărbații în România sunt egal, dar nu este așa, pentru că participarea femeilor la piața muncii este mult scăzută față de a bărbaților. Suntem penalizate pentru maternitate și pentru partea asta de concedii și există discriminare la angajare și pe piața muncii atunci când rămâi sărcinată, adică suntem penalizate pentru maternitate și riscul de sărăcie la bătrânețe, la pensie al femeilor este mult mai mare decât al bărbaților. Adică suntem mult mai puțin prezente pe piața muncii și suntem plătite mai puțin overall pentru că există maternitatea sau pentru că avem joburi mai proaste din domenii feminizate care sunt plătite mai puțin și atunci automat și pensia mai mică și atunci automat femeile în vârstă în România sunt printre categoriile cele mai sărace. Și da, nu e deloc egalitate și nu ne încălzește cu nimic că, cum zicea și Anda, avem același salarii cu un bărbat. Dacă povara asta maternității și ce înseamnă scăderea veniturilor o purtăm doar noi. Da, împărtășesc și eu gândurile cu voi în legătură cu asta. Accesul la servicii de sănătate ar trebui să fie un drept, însă acest acces a fost mult îngreunat pe perioada pandemiei. Spre exemplu, accesul la avort a fost restricționat în multe spitale, multe servicii medicale nu se decontează, o mare parte din oameni nu sunt asigurați și altfel nu le pot accesa. În plus, personalul medical nu e educat să fie antirasist, iar sănătatea mentală e rar luată în considerare. Voi vorbi cu Georgiana Aldes-Alican și Oana Ungureanu. Georgiana este o activistă feministă romă, parte organizației Romia, iar Oana este activistă feministă, partea mișcării MedPride. Salut! Și în primul rând aș vrea să vă întreb cam care sunt problemele, în primul rând, legate de sănătate cu care se confruntă femeile. Da, deci avem problemele care existau și înainte de pandemie, dar care s-au accentuat în pandemie. Una dintre cele mai, nu știu, nu neapărat importante, dar cumva cele mai accentuate e faptul că nu toată lumea are aceeași accesibilitate când vine vorba de serviciile medicale. Adică foarte multe persoane sunt discriminate din mai multe puncte de vedere, din cauza clasei, etniei, orientării sexuale și așa mai departe, a genului. Și de asemenea, există și inaccesibilitatea care vine din punct de vedere financiar. Avem foarte multe servicii care costă foarte mult. Avem și faptul că, de exemplu, cum a fost cazul pandemiei, nu au fost multe locuri în care puteai să faci anumite servicii medicale, în sensul că, de exemplu, nu s-au făcut aborturile în foarte puține locuri. Și da, avem practic faptul că nici nu există, adică ca să le luăm pe rând, nici nu există, de exemplu, educație în ceea ce privește educația personalului medical, în ceea ce privește nevoile mai multor grupuri de oameni, adică și felul în care ar trebui să se adreseze anumitor grupuri de oameni și felul cum ar trebui să vorbească în general, adică personalul medical și personalul psihiatric
nu au niciun fel de, în general nu prea au niciun fel de educație în ceea ce privește felul cum ar trebui să discute cu persoanele cu suferințe psihice, cu persoanele transgen și persoanele non-binare, cu persoane cu dizabilități. Adică sunt foarte multe cunoștințe și, după părerea mea, și lipsește și o anumită deschidere în ceea ce privește abordarea acestor subiecte. Și da, la fel și în ceea ce privește personalul ginecologic, de exemplu, că iarăși gen nu prea știu cum să discute și cum să abordeze discuțiile cu lucrătoarele sexuale sau cu persoane în relații non-monogame și sunt foarte multe prejudecăți în contextul ăsta și atunci asta face lucrurile să fie și mai inaccesibile și foarte inconfortabile. Adică nimeni nu vrea să se ducă la doctor că știe că o să fie judecat sau că nu o să înțeleagă persoana respectivă despre ce e vorba. Adică teoretic te duci și te aștepți ca persoana cu care vorbești să fie informată și să nu îți dea cu ceva în cap. Deci nu e foarte convenient și cumva te face persoanele să aibă mult mai puțină încredere în personalul medical și să le fie frică sau să fie anxioasă, să se ducă când știe că o să, când știu că o să ajungă în contextele astea care să fie judecate sau așa. Voiam să zic mersi, Oana, și voiam să zic că am impresia că citisem și legat de chestiunea asta, faptului că multe munci care sunt, așa zis, în prima linie, sunt de fapt făcute de femei și asta le face și mai vulnerabile la coronavirus și la alte chestiuni legate de sănătate. Nu mai știu cu cine discutam zilele trecute, în urma acțiunilor pe care le-am organizat, că, de exemplu, femeile care lucrează în cadrul medical, asistente, doctorițe și așa mai departe, au fost în prima etapă de vaccinare și așa, dar în schimb femeile și în general personalul care lucrează în salubritate, care cred că este la fel de expus la virusarea cu coronavirus, deoarece lucrează tot timpul pe stradă și în selectarea asta a deșeurilor. Și mi-aduc aminte că în timpul stării de urgență erau femei care ne povesteau la Aeromia că au fost angajate să curețe diferite spații și nici măcar nu aveau mănuși și măști. Știți că a fost o mare problemă la început cu faptul că nu existau măști. Iar persoanele astea care lucrau și erau super, super expuse, nu aveau nicio măsură și în continuare ei nu sunt prioritizați cumva. Și asta ne arată că e și o chestie legată de clasă. De etnie n-aș putea să zic foarte mult, pentru că nu știu, nu am date referitoare la câte persoane lucrează în domeniul salubrizării, dar e de nasol. Și apropo de asta, din perspectiva de activistă romă și de ce experiențe și povești am mai auzit în timpul acesta de la femeile din grupurile de inițiativă cu care noi lucrăm, a fost că dacă pentru toată lumea a fost o greutate super mare și o frică destul de mare legată de pandemie și de virus, pentru femeile rome a fost și mai mult, pentru că există un rasism instituțional de care femeile rome se lovesc tot timpul. Și mai ales că în timpul pandemiei s-a întâmplat și chestia asta în care comunitatea romă a fost văzută ca un țap sfârșitor, așa cum este văzut de cel mai multe ori când se întâmplă ceva nasol. Și au avut loc și atacurile acelea în anumite comunități de rom din partea poliției.
Deci, nu știu, dar a fost foarte greu și, și pe partea de sănătate mentală, deși nu cred că există așa o conștientizare foarte mare pe această parte legată de sănătatea noastră. Multe dintre femei au resimțit-o, nenumind neapărat chestiile care li se întâmplau ca lucruri legate de sănătate mentală, dar mi-aduc aminte de mai multe femei cu care vorbeam la telefon, pentru că nu mai puteam să ne întâlnim, evident, și spuneau cât de mult le lipsește spațiul colectiv, întâlnirile de la grupul de inițiativă, și cum resimt toată pandemia asta prin faptul că nu te mai poți întâlni și să spui ce ai pe suflet. Și chiar și eu și mie mi-a fost destul de greu și dacă anul trecut nu am resimțit chiar atât de mult, de la începutul anului am resimțit mult mai puternic lipsa asta de un spațiu colectiv de întâlniri cu oamenii și cu colegile mele. Și mai erau femeile din grup care sunt penticostale și merg la Biserica Penticostală și la fel, pentru ele spațiul acela era un spațiu destul de important și au resimțit chestia asta legată de sănătatea mentală, pe lângă toate celelalte lucruri. Na, munca domestică s-a adunat așa, munca asta emoțională. Da, aș adăuga și eu ceva, că am, da, într-adevăr, asta, dimensiunea sănătății mentale mi se pare super importantă de discutat. Adică, pe lângă că în pandemie s-au accentuat cumva foarte multe stări emoționale și cumva s-a creat această traumă colectivă legată de pandemie, s-a accentuat anxietatea, stresul și la pachet cu frica de a te îmbolnăvi, de decesul celor dragi, de pierderea locurilor de muncă și așa mai departe. Asta e cumva chestia specifică pandemiei, dar în același timp e și chestia asta care se întâmpla și înainte, adică faptul că nu se prea pune, nu se prea dă așa de multă importanță sănătății mentale cum ar trebui, deși afectează și sănătatea fizică și afectează cumva toate lucrurile care intri în contact. Adică ori ești super stigmatizat și dacă te duci la doctor și, nu știu, îi zici că ai și o suferință psihică, o să fie ceva de genul, ok, te mai în serios acum, o să te infantilizezi și mai mult și aia e. Ori, pur și simplu, adică te ignoră total. Și adică, pe lângă că nu există foarte multă educație a personalului medical, când vine vorba de sănătatea psihică, sunt și foarte multe prejudicii în ceea ce privește asta. Da, adică așa cred și eu, așa simt și eu și mi s-a părut că a fost așa foarte importantă apariția mișcării Mad Bright în termenii ăștia și mi se pare că chiar a reușit să aducă un pic în discursul public și mergând în direcția asta, voiam să vă întreb care sunt revendicările legate de sănătate pe care mișcarea feministă le-a propus. Vrei să încep eu să zic câteva, Oana? Sau... Da, sure. Păi, așa, prima revendicare care este super, super importantă și care s-a resimțit destul de mult e legată de faptul că ne dorim să existe acces necondiționat și constant la întreruperi de sarcină, dar și la metode contraceptive. Asta a fost una din revendicările pe care le-am cerut și în manifestul adresat Ministerului Sănătății pe 5 martie.
De asemenea, tot legat de sănătatea reproductivă, o altă revendicare este legată de accesul femeilor gravide la consultații și la tratamente gratuite pe timpul sarcinii în sistemul public. Cerem și asigurarea accesului la produse sanitare menstruale și felul în care ar putea să se întâmple acest lucru ar fi prin eliminarea taxelor și prin stabilirea unor puncte de distribuție gratuită, cum ar fi în școli, dar nu numai, pentru că școlile ar exclude un număr destul de mare de fete care nu merg la școală. Cerem și tratamente decontate complet pentru persoane cu boli cronice, suferințe psihice sau cu situații economice precare. Cerem educație sexuală pentru toți tinerii, adaptată în funcție de vârstă și nevoi, și cerem asta de foarte mult timp. Mi-aduc aminte, cred că prin 2015 am organizat în cadrul Coaliției de Gen un flash mob legat de educația sexuală și a stârnit așa mare scandal, ca de obicei. Și de atunci au trecut, uite, 2015, câte ani? 6 ani și încă ne luptăm. Adică 6 ani de când știu eu, de când am început eu să mă implic, dar cu siguranță demersurile astea sunt de prin anii, nu știu, 90. Și, na, este foarte trist faptul că în anul 2021 prima naștere a fost cea a unei fete minore, dar nouă ne este rușine să trecem cuvântul sexuală în legislație, ceea ce este foarte, foarte trist și cu părere de rău arată o mentalitate destul de nasoală pentru noi ca societate în secolul 21. Da, cred că sunt așa niște ancorări în anumite, poate și modalități de a controla sexualitatea și puritatea unora, în care poate fi în avantajul altora. Da, și bine, are foarte multă legătură și cu implicația Coaliției de Familie, care tot timpul vine și spune că educația sexuală ar însemna ca tinerii și tinerele să învețe despre mai mult despre comunitatea LGBT, adică se face această cum să o numesc? Zi tu, Ana. Legalizare între... Da, mi se pare că încerc cumva să discrediteze foarte tare toate comunitățile astea, gen comunitatea LGBT, de exemplu, și în contextul ăsta pur și simplu vor să evite orice discuție despre lucrurile astea care sunt de fapt super importante. Și da, cum ai zis și tu, sunt foarte concentrați pe puritatea asta conceptuală și... Și e super evident și partea și implicarea pe care o are Biserica Ortodoxă în toată această împiedicare pentru a avea educație sexuală. Și e pur și simplu inadmisibil ca tinerii să nu știe cum funcționează corpurile lor. Adică să nu știe cum se pot proteja sau că pot avea nu știu ce tip de reacție în urma unei traume sau a unui act de viol, că, sincer, ar face o super mare diferență să existe această informație, atât pentru tineri cât și pentru părinți, pentru că îmi imaginez că mulți părinți habar nu au să abordeze o discuție
într-un asemenea caz, adică cu fata care de cel mai multe ori este violată de către un adult. Și e super mult victim blaming. Blamarea victimei. Așa, se face foarte multă blamare a victimei și tot timpul agresorul, nu se pune așa de mult accent pe agresor, ca drept dovadă și toate acele cazuri care apar de multe ori în presă legate de pedepsele foarte, foarte mici care le dau judecătorii în cazul de viol. Și nu orice tip de viol, în cazul de viol în care agresorul este un adult și victima este o fetiță de 7-8 ani sau 11 ani. Da, mi se pare că aici la refuzarea educației sexuale e și despre control, adică e mult mai ușor să ne controleze corpurile și deciziile dacă nu știm jumate din timp despre ce e vorba corpurile noastre și gen care sunt repercursiunile diverselor acțiuni sau ce înseamnă diverse chestii, adică, nu? Da. O altă revendicare destul de importantă pe care o cerem este legată de educarea personalului ginecologic, dar nu numai, ci și educarea personalului medical și psihiatric în spirit feminist, intersecțional și queer, pentru că, așa cum spunea și Oana mai devreme, pentru persoanele queer sau pentru persoanele din comunitatea LGBT, chiar și pentru persoane din comunitatea romă, de obicei specialiștii nu știu să abordeze cel mai bine lucrurile. Da, adică e foarte important să aibă în vedere toate laturile astea, adică în primul rând de cum funcționează intersecțiile astea dintre diverse grupuri și cum ce au nevoie să știe când comunică, adică cum ar trebui să comunice cu o persoană care e non-binară, de exemplu, sau cu femeie trans, sau cu o persoană care are și o suferință psihică, sau cu cu o lucrătoare sexuală, adică pe lângă că adică ar trebui să știe cum să vorbească și mai mult decât atât să nu te trateze într-un mod care e super infantilizant sau în care te ignoră sau în care te judecă din priviri, adică pur și simplu genul ăsta de comportament nu și are locul în relația cu persoana care teoretic ar trebui să te ajute. Sau cu o femeie romă, pentru că am auzit povești în care doctori, în special ginecologi la naștere, au impresia că femeile rome sunt mult mai puternice decât femeile nerome, la fel cum se întâmplă și cu femeile black din alte țări. Este stereotipul, preconcepția asta că ele sunt mai rezistente și atunci modul în care intervin, în care fac o intervenție, este mult mai agresiv decât la alte femei, la femeile nerome. Da, adică am impresia că în primul rând e clar că e nevoie de o prezență și o atitudine care e clar antirasistă de la început, dar e atât de greu, adică în toată societatea e rasistă, în mod evident și din mare păcat și personalul medical e rasist, dar asta nu e deloc scuzabil, adică ei trec printr-o educație universitară și aici zic că am impresia că există modalități prin care chestia asta poate fi abordată. Adică mi se pare că ar putea, de exemplu, să aibă cel puțin câteva cursuri în universitate în care să abordeze genul ăsta de lucruri. Adică fix cum să discuți și cum să abordezi și cu ce nevoie au grupurile astea. Adică nu mi se pare că e o chestie care nu e doable. Dar în condițiile în care îmi povestea lumea că profesorii pur și simplu le zic chestii super oribile, super transfobe, super sinistre despre diverse grupuri, adică
ce așteptări să ai. Adică, da, în loc să îi învețe să aibă exact cursuri de genul ăsta, îi învață fix opusul, adică cum să discrimineze în continuare. Și, da, nu știu. Păi cumva, cred că e efectiv nevoie, cum sunt toate mișcările astea, să vină răspunsuri din, nu știu, din toate părțile, din cât mai multe părți. Da. Mai aveam câteva revendicări care erau legate de chiar de sănătatea mentală. Da, deci în primul rând, da, vrem să mai menționăm că mi se pare important să avem și accesibilizarea serviciilor de terapie, adică și asta e o chestie pe care o cerem. În primul rând să nu mai fie așa de scumpe, adică să fie gratuite pentru persoanele fără asigurare medicală și de contate complet pentru persoanele cu asigurare, pentru că e pur și simplu o chestie foarte importantă, adică să te simți bine cu tine însă și cu lumea din jurul tău în cât de mult se poate, adică în condițiile în care deja trăim într-o societate care e plină de injustiții și care suntem multe dintre noi discriminate din multe puncte de vedere, avem nevoie măcar de terapie pentru a ne ajuta să, nu știu, supraviețuim acestor experiențe, adică și de asemenea mi se pare important să fie create și niște spații pentru dezvoltarea unor comunități de întrajutorare, gen centre comunitare, grupuri de sprijin, tot așa, care să fie accesibile pentru toată lumea. Pentru că e important ca persoanele, mai ales persoanele cu suferințe psihice, dar în general orice persoană are nevoie de comunități și locuri sigure unde să poată să meargă, să petreacă timp cu ceilalți, să împărtășească idei, să ceară sfaturi și așa mai departe. Adică suntem ființe sociale și avem nevoie de spații unde putem să ne unim cu ceilalți și să creăm conexiuni. Cum putem ajunge să ne atingem revendicările? Da, păi, în primul rând, noi ce am încercat să facem acum în martie a fost să avem o manifestație la Ministerul Sănătății, în care să încercăm să aducem oarecare conștientizare asupra problemelor cu care ne-am confruntat în pandemie și nu numai, și ceea ce cerem și ce nevoie avem, practic. Și, de asemenea, am mai pregătit ceva pentru conștientizarea când vine vorba de spitale și accesul la întreruperea sarcinii, dar asta n-am apucat încă să facem. Am vrut, de asemenea, să facem o campanie online în care am invitat lumea să ne povestească despre experiențele lor cu inaccesibilitatea când vine vorba de sistemul de sănătate. Deci, în primul rând, am axat mai ales pe conștientizare acum, pentru că, da, considerăm că e super important să vorbim despre asta, să o aducem cât mai la suprafață, să știe toată lumea despre ce e vorba și, da, poate ascultă cineva și se schimbă ceva. Dar, în afară de asta, mi se pare că luptăm și zi de zi în diversele contexte în care ne aflăm, Nu, voiam să zic că e cumva toate revendicările pe care noi le avem, adică, sau majoritatea, presupun resurse financiare și țin de decizii de putere, pe care noi, ca activiste feministe, din păcate nu le avem, adică nu avem puterea, nu avem resursele pe care statul le are. Vă spune că, na, rolul nostru e ăsta în care facem advocacy și punem presiune, îi tragem tot timpul de mâne că, băi, sunt problemele astea și trebuie să le rezolvați. Dar noi, ca societate civilă, din păcate, nu avem aceeași putere și același acces la resurse pentru a duce la bun sfârșit toate aceste revendicări. De aceea le îndreptăm către cei care au decizie de putere și bani. Da, dar mi se pare că așa unele revendicări sunt așa de mult împotriva lucrurilor pentru care oamenii care sunt în poziții de putere și au bani, la care ei țin tot felul de lucruri tradiționale sau, știu eu,
Am impresia că probabil foarte multe persoane din politică sunt de fapt homofobe, transfobe și rasiste și atunci e greu. Da, este greu, dar... Dar continuăm. Da, continuăm, nu știu, adică cred că ajută un pic și faptul că asta e, suntem în Uniunea Europeană și ca țară ai niște obligații și cred că mai pune un pic presiune și chestia asta și oricum în munca asta de activist tot timpul trebuie să-ți găsești aliați și să faci niște compromisuri, dar nu compromisuri care îți încalce, nu știu, cele mai importante principii pe care le ai ca activistă feministă și da, cum spuneai și tu, dacă cei care sunt la putere sunt cumva contra a ceea ce suntem noi sau a ceea ce credem noi, e destul de greu să iai ca aliați. Da. Dar mulțumesc că mi-ați răspuns și că ați organizat și pentru toată munca voastră. Mulțumim și noi pentru discuție. Sper că nu e foarte depresivă această discuție. Lupta pentru accesul la locuire și pentru cărți sociale se duce de mulți ani și continuă să fie tot mai necesară pe parcurs ce mecanismele de piață duc la creșterea prețurilor locuințelor și evacuările celor mai precari nu încetează. Alături de mine e Nora Ugron, activistă feministă, scriitoare, parte din Zain Feb și editoare la OSM. Nora, poți să-mi spui un pic poate de ce e accesul la locuire atât de dificil și care sunt problemele? Salut și mersi de invitație! Da, în România, de exemplu, fondul locuințelor sociale este cel mai mic din Uniunea Europeană. Este doar 1,23% din fondul locuințelor. Și în România este și cea mai mare procent al supraaglomerării. Cred că era ceva 60% din populația României trăiește în condiții supraaglomerate. Și tot aici, în România, este și cea mai mare procent al discriminării sociale, care era 33%. Și toate aceste condiții, împreună, dintr-o perspectivă intersecțională, arată că pentru categoriile cele mai vulnerabile nu există nicio posibilitate accesibilă, sigură și demnă de locuire, pentru că sunt atât de puține locuințe sociale că chiar dacă sute de oameni, mii de oameni aplică fiecare an pe nivel de țară, doar câteva zeci de locuințe sociale sunt repartizate în fiecare oraș sau chiar în Cluj-Napoca, numărul locuințelor sociale repartizate pe an este sub 10 în ultimii ani. Și de fapt aceste locuințe sociale nu sunt locuințe noi, sunt locuințe din care s-a evacuat cineva care a locuit acolo într-o locuință socială și apoi este repartizat către un alt aplicant. Pentru că nu se mai pe nivelul Clujului, cazul pe care cunosc mai bine, nu sunt construite locuințe sociale noi în ultimii ani. În afară de locuințelor sociale, era și supraaglomerarea ce am menționat, care pune o grămadă de oameni în condiții foarte precare, de fapt, pentru că în aceste condiții e foarte greu să înveți dacă ești copil și te duci la școală. Este foarte dificil să muncești, să te odihnești sau
sau dacă treci printr-un abuz domestic sau violență domestică, este super, super dificil să te scapi și să ai o altă opțiune de locuire, să poți să schimbi condiția ta atunci când trebuie să stai închiși în casă cu alți oameni care posibil sunt abuzive cu tine. Și în afară de toate astea, mai există și chiriile, care foarte mare parte sunt neregulate pentru că sunt chirii private. Foarte multe oameni stă fără contract în chirie și atunci nu prea au drepturi și nici nu poate să cere condiții mai bune de la proprietari. Legea apără mai mult proprietarii și nu chiriașii și prețul chiriilor în orașele mari, cum este Cluj, este tot în creștere, pentru că, cum zice discursul neoliberal al primăriei și al autorităților, Clujul este un fel de oraș magnet și atrage foarte multe, foarte multe business-uri și foarte multe, scuze, aici taie, cum e, afaceri, atrage foarte multe afaceri multinaționale, imobiliare, aici în oraș, dar locuințele se construiesc nu pentru oameni și pentru profit, pentru că locuința nu este un drept, ci este o marfă în care aceste afaceri imobiliare care tot construiesc fiecare în foarte multe apartamente noi, dă închirii cu prețuri foarte mari, pentru că nu există reglementări pe nivel local, nici pe nivel de țară, și pentru că avem, în ultimii ani, am început să avem și proprietari care cumpără apartamente să dă închirii, apoi se construiesc și apartamente pentru tineri care lucrează în sectorul IT, de exemplu, și atunci, dacă ești o familie, e mult mai greu să găsești ceva chirie pentru că se construiesc garzoniere, de exemplu, sau se dă o grămadă de garzoniere foarte scumpe de lux în chirii. Și așa este și o statistică care arată că chiar dacă tu ai un salariu pe nivel mediu, foarte mare parte din acest salariu se duce pe chirie. E așa scump pe nivelul Clujului, dar și în celelalte orașe mari. Da. Da, mersi. Chiar cred că ai sumarizat bine și, într-adevăr, cred că sunt multe. Adică, cred că oricine a avut de-a face cu a căuta o chirie la un preț, să zic, decent în Cluj, a văzut o grămadă de apartamente în condiții destul de îngrozitoare și cu prețuri exorbitante și asta, desigur, oamenii care totuși aveau privilegiul de a-și căuta o chirie, pentru că pentru foarte mulți e și durează super mult timp, în plus unii proprietari cu siguranță sunt rasiști, deci da, sunt tot felul de piedici. Da, da, rasismul e într-adevăr o mare, mare problemă, pentru că proprietarii uneori și chiar dacă, de fapt, conform legii, nu au voie să scrie așa ceva că preferă un anumit tip de chiriaș care e considerat chiriaș ideal, studentă nefumătoare care lucrează fără animale și fără familie și posibil majoritară și care nu aparține a niciunui minorități, dar asta se întâmplă. Și discriminarea rasială pune chiar o grămadă de categorii de oameni foarte vulnerabile în condiții foarte dificile, chiar și atunci când deja ai nivelul să cauți o chirie, cum ziceai tu, pentru că, de exemplu, în Cluj, cum este situația comunităților la Patarât, care erau, cele mai multe dintre ei, erau evacuați din oraș și mutați, relocați, forțat, acolo, lângă rampa de gunoi, care e un mediu toxic, și apoi erau primăria și autoritățile, le-au promis locuințe sociale pe care niciodată nu s-a dat. Și așa au ajuns că multe sute de oameni trăiesc acolo, lângă rampa de gunoi, într-un mediu toxic,
dar nu au nicio posibilitate de a avea un job care plătește mai mult decât salariul minim sau măcar salariul minim, ci de a căuta o chirie, dar nici la locuințe sociale n-au posibilități, pentru că nu există aceste locuințe sociale. Da, și atunci care sunt revendicările? Revendicările din manifestul dreptății locative pe care am scris acum cu ocazia 8 martie, împreună cu un grup de lucru din partea rețelei Mulțumesc pentru flori. Prima revendicare pe care am formulat era relocarea imediată și adecvată a nevoilor pentru persoane care au trecut prin violență domestică. Și aici vreau să zic adecvată nevoilor, adică nu considerăm că oamenii care trec prin abuz trebuie relocați în cazul în care nu vor sau în cazul în care există alte posibilități de a găsi o soluție la situația asta, dar de o situație abuzivă pe termen scurt să găsească un alt adăpost. Doar că aceste alte adăposturi nu prea există. Avem foarte puține din ele și nu e foarte ușor de accesat. O altă cerere era stop evacuărilor din locuințe și asta pe timp, adică chiar asta vrem să fie întotdeauna așa. Cu stării de urgență nu erau evacuări, dar în timpul stării de alertă s-au continuat evacuările, chiar dacă să trăiești pe stradă, să fii lăsat fără un cămin și fără o locuință adecvată, este întotdeauna periculos, dar acum, în timpul unei epidemii, unei pandemii, e și mai periculos, pentru că ești lăsat să mori. O altă revendicare era eliminarea chiriilor la stat pentru cei și cele care au avut sau au probleme financiare și controlul chiriilor private. Asta se leagă de situația chiriașilor pe care am detaliat mai devreme chiar în detaliu. O altă revendicare era acces universal și fără restricții la toate utilitățile, indiferent de situația contractuală sau de datorii. Și asta tot pe timpul pandemiei este și mai urgentă decât mai înainte, pentru că dacă tu nu ai acces la apă, nu poți să te speli pe mâini. Dacă nu poți să te speli pe mâini, e foarte greu să te ferești de un virus care se răspândește așa. Și există multe comunități care, oricum era și comunitatea din Pataru ce am menționat, care trăiesc fără apă în locuința lor, de exemplu. Dar există și alți oameni care au datorii și din cauza asta nu mai au acces la utilitățile. Dar asta în timpul pandemiei e chiar foarte periculos pentru viața ta. Cerem și locuințe și servicii sociomedicale pentru persoanele fără adăpost. Locuințe sociale, dar și adăposturi măcar, adăposturi temporale și servicii sociomedicale pe care foarte rar au, la care foarte rar au acces persoanele fără adăpost. Cerem și creșterea fondului de locuințe sociale conform nevoilor locale. Deci am menționat mai devreme, în România fondul locuințelor sociale e cel mai scăzut din UE, e foarte, foarte mic. Și asta a ajuns să fie așa în timpul ultimului 30 de ani, adică fix în timpul schimbărilor neoliberale, când fondul locuințelor publice a fost demantalat și locuința a devenit o chestie pentru profit și nu pentru oameni. Și cea mai amplă revendicare de a noastră este că cerem locuințe adecvate și accesibile financiar pentru toți și toate, fără supraaglomerare și fără condiții precare. Și asta basic înseamnă că cerem locuirea să fie o necesitate, să fie considerată o necesitate de bază și nu o marfă. Și atunci când locuirea o să fie tratată așa în societățile noastre, atunci putem pune accent la asta, să fie adecvat și să fie accesibil pentru toată lumea
și să nu mai trebuie să stăm în condiții supraaglomerate, pentru că nu o să fie focusul pe profitul afacerilor și pieței imobiliare. Sunt, știu că se luptă de multă vreme pe chestiunea asta legată de locuire, că sunt mai multe inițiative și mă gândeam să mă întreb acum în cadrul protestelor ăstora de 8 martie ce ați făcut. Știu că a fost protestul feminist la Cluj, unde ai fost tu, și a mai fost o dezbatere și o broșură. Da, pe timpul săptămânii feministe cu grupul pentru dreptate locativă din rețea am organizat în primul rând dezbaterea sub același acoperiș locuirea pe timp de pandemie și patriarhat, în care am avut invitate care au vorbit despre experiențele lor din timpul pandemiei legat de locuirea și ne-au dat exemple prin experiențele lor despre cum s-a intensificat criza locuirii în același timp cu inegalitățile cauzate de patriarhat, de rasism, de societatea noastră. Deci am avut o viziune intersecțională asupra crizei locuirii și a pandemiei. Înregistrarea se poate asculta pe net, a rămas pe paginile organizatorilor, este pe pagina Zin FM sau pe pagina Front. O să punem link. A fost o discuție foarte interesantă și pentru mine, adică și foarte supărătoare în multe feluri, pentru că erau situații destul de sumbră, dar cumva foarte interesante, că erau multe perspective, multe voci care știau foarte bine cât de gravă e problema și știau foarte bine ce tipul, cumva, cum să răspundem la ea. Da, da, așa este. Și chiar dacă era supărătoare, era și eliberatoare într-un fel, pentru că foarte multe dintre vorbitoare ziceau că da, asta este, doar împreună putem schimba asta și doar prin a ne face vocile noastre auzite și vizibile putem schimba situația asta sau măcar putem aduce tema asta în discuție să fie cât mai multă lume conștientă. Și cred că asta se întâmplă într-un fel legat de locuire în timpul pandemiei, conform unei raport făcut de Coaliția Europeană pentru dreptul la locuire și pentru dreptul la oraș, mișcările și activismul pentru dreptate locativă s-a intensificat și s-a radicalizat în timpul ultimului an, pentru că locuirea a devenit așa urgentă în contextul în care ne-a zis să stăm acasă, că foarte multă lume nu mai putut să nu facă vocea auzită. Și asta este și un lucru bun în acest context îngrozitor. Da, cred că de asta poate a fost și mai ușor editarea broșurii de care te-ai ocupat legate de toate textele care au apărut legate de locuire. Da, am editat o broșură care are tot așa titlul sub același acoperiș, Antologia revendicărilor și analizelor despre locuire în timpul pandemiei COVID-19, o perspectivă intersecțională, ce a apărut la editura Pagini Libere. Antologia asta conține, în primul rând, manifestul nostru în trei limbi, în română, engleză și maghiară. Și pe lângă asta, am făcut o selecție de articole, de manifeste și de evenimente din perioada de timp martie 2020-2021. Da, mi se pare o rezumare foarte, foarte utilă și vreau să întreb că știu că și la Cluj protestul de 8 martie a fost împreună cu activiștii și activistele de la Căști Sociale, nu? Da, colegele de la Căști Sociale acum ne-au susținut, ne-au făcut și un banner și am organizat protestul împreună. În timpul protestului am citit și manifestul pentru dreptate locativă, din care am menționat mai devreme revendicările.
Și am folosit și un pic alt slogan decât protestul din București, care era misoginie cealaltă pandemie. Pe lângă asta, noi am și zis că austeritatea este violență, pentru că politicile de austeritate sunt chiar împotriva sau chiar opuse politicilor sociale care ar putea să fie soluții la criza locuirii, dar politicile de austeritate ne pune în crize mult mai mari pe categoriile vulnerabile, cum suntem și multe dintre noi. Și am avut și o audiență cu prefectul din Cluj-Napoca, pentru care am menționat revendicările noastre, am trimis manifestul mare comun al mișcării Mulțumesc pentru Flori să fie înregistrat și am zis cam care sunt problemele pe nivel clujean despre chirii, locuințe sociale, construcții imobiliare, dar nu știu, o să vedem. Pentru autorități, situațiile astea întotdeauna este o oportunitate de a arăta un interes pe care apoi nu se pună și în acțiune. Adică n-au cerut la audiență, dar nu știu în ce măsură o să aibă și un efect și o acțiune. Dar nu, noi am zis ce am avut de zis și ne-am arătat și pe stradă. Protestul a avut mare succes, că a venit foarte multe platforme de media să raporteze despre eveniment, care ne-a și surprins într-un fel, că de obicei nu vine așa multă lume. Poate este și din cauza pandemiei, că acum chiar și în situația asta, când ne-am dus și am făcut o acțiune, avea un ecou mai mare. Mulțumesc, Nora! Mulțumesc de toate gândurile și de toate expunerile problemelor și de propunerile de soluționări sau nu știu dacă soluționări, dar oricum ameliorări și chiar reformări și revoluționări. Mulțumesc și eu! Și să mergem înainte, împreună! Justice for all, housing is a right for all. For all, housing is a right for all. Your profit is the virus. Ați ascultat podcastul Contrasens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să fiți alături de mișcările feministe în continuare. Invitatele din acest episod au fost Carmen Radu, Anda Iorga, Georgiana Lican, Oana Ungureanu și Nora Ugron. Episodul de azi a fost produs de Maria și Pati. Intro și outro sunt înregistrări de la Cluj și București în pregătirea protestului feminist din 8 martie. Poemul pe care l-am ales se numește Soră te caut, de Vera Ion, și este înregistrat cu vocea lui Alice Monica Marinescu, iar ultimul cântec este Profit is the Virus, de Sofia Zadar. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, acum și pe Spotify. Așteptăm părerile voastre sau eventuale întrebări la adresa noastră de e-mail contrasens@protonmail.com. Mulțumim!